Playing the biggest hits. Feel Good Radio. Impulse Radio. Ah, ne apropiem de ora 9 și o să vină știrile. Ne-am întors cu șefa la știri. Șefa la știri. Spune că tot am vorbit despre șef. Mamă, dar ce tare vă aud încă și stai să dau un pic mai... Te umblă la volum așa. Da, gata, pe mult v-am dat. Dacă, da, exact, dacă te deranjăm, închide-ne. Nu e nicio problemă, da, nu, că tu ții la noi. Am închis și te-am auzit, da. M-ai auzit până viu grai, da, cum se zicea pe vremuri, până viu grai, da. Ceva noutăți, ceva de luat în seamă, că aia cu vizele de America mi-a rămas vizele, în cap. Da. Așa, deci asta o avem. Asta e sigură față de informația potrivit căreia am merge fără viză în state din 2020. Acu aplic imediat. Da, eu ți-am zis, 5 sau 6 vize am. Înțelegi? Avem câștigătorul ăsta la loto din Florida, la care nu poate primi toți banii, să știți. Da. Deci are de ales ori în rate toți banii, 1,6 miliarde timp de 30 de ani, ori toți odată, dar mai puțin de jumătate, 794 de milioane. Eu toți i-aș lua pe toți odată și da, la fel. N-am, nu mai chiar stau voiam să vă întreb, și eu i-aș lua pe toți odată. Direct. Te gândești dacă dă faliment loteria în 30 dar, de ani dă faliment, și nu mai vezi niciun ban. Stai un pic, că 30 de ani, 1,7 miliarde, dacă îmi fac un pic calculele, e bine și așa. Nu erau 30 păi de ani. Da, da, okay. Asta e, dacă ți mai dă. În ăștia 30 de ani se pot întâmpla multe. Despre asta e vorba. Minciună, zice asta un bătrân. Asta nu, lasă, nu, tăticu. Și cât? 700 de milioane, nu? Cam așa rămâne. 794, aproape 800 de milioane de dolari să iei odată. Îi iau. Bine, nu știu direct cum se impozitează la ei, dar păi și 500 nu se mai impozitează. Păi nu, la 1,6 miliarde e, tu iei pe toți odată după ce plătești impozit. În 700, băi, ai suma care rămâne după ce se impozitează. Da, și nouă câte un milion, reveniți nu? Puțin în prezent și în realitate, că uite, citesc în prompter, sindicatele anunță ce aflăm chiar acum la știți. Bună bine ați zis. Sărăcie. Așadar, sindicatele anunță că vor ieși în stradă la proteste față de măsurile fiscale adoptate de guvern. Petru Dandea, secretarul general al cartelului Alfa, spune că majorarea salariului minim brut cu doar 300 de lei este, bineînțeles, insuficientă. Primarul Nicu Șordan l-a demis din funcție pe șeful poliției locale din capitală, Daniel Rășică. Decizia a fost luată din cauza că instituția condusă de Rășică nu a gestionat corect situația din Parcul Iore, unde o bucată a fost retrocedată și defrișată masiv. Vorbim de aceeași zonă unde au avut loc repetate incendii de vegetație de curând. Premieră în România, vaccinul împotriva HPV va fi distribuit gratuit băieților cu vârste până la 18 ani. Aceștia vor putea fi vaccinați gratuit începând din această iarnă. 1 octombrie bate la ușă, iar noi încă ne bucurăm de vreme de vară. Astăzi, meteorologii anunță maxime cuprinse între 23 și 30 de grade în sudul și în estul țării. În zona Dobrogei și în Bărăgan este posibil să apară ceva ploi, dar chiar și așa, valorile din termometre rămân mai mari față de cele normale pentru această perioadă a anului. Românii cărora li s-au eliberat anterior vize de intrare în Statele Unite ale Americii le pot reînnoi fără să mai meargă la interviu, a anunțat ambasada SUA la noi în țară. Grecia se confruntă din nou cu inundații puternice, chiar în zonele lovite de urgie cu doar câteva săptămâni în urmă. Orașul Volos este din nou îngropat sub ape după o furtună care a durat câteva ore bune. Autoritățile au declarat stare de urgență în zonă. În insula Evia, un elicopter s-a prăbușit în mare din cauza vremii cumplite. A fost haos pe străzile din Londra după ce celebrul Tower Bridge din inima capitalei britanice a rămas blocat. Pe ambele sensuri de mers s-au format cozi kilometrice. Podul a rămas ridicat mai bine de 30 de minute, timp în care londonezii au căutat rute alternative. Mai bine de o treime din populația Italiei va avea peste 65 de ani până în anul 2050, anunță Biroul de Statistică al țării. Totodată, cifrele arată că numărul locuitorilor va scădea cu 5 milioane de locuitori până în același an. Cum spuneam, un bărbat din Florida a câștigat 1,6 miliarde de dolari la loto. Vorbim de al doilea, cel mai mare premiu din istoria loteriei din Statele Unite. Câștigătorul poate primi toți banii în rate timp de 30 de ani sau peste 794 de milioane de dolari pe loc.
și o parte din celebrul obiectiv turistic Machu Picchu din Peru a fost închisă din cauza eroziunii avansate. Numărul foarte mare de vizitatori a dus la deteriorarea gravă a structurilor din piatră. Cetatea este principala atracție turistică din Peru și este vizitată în fiecare zi de peste 3800 de oameni. Machu Picchu datează din secolul 15. Este considerat o minune a arhitecturii și ingineriei și figurează pe lista patrimoniului mondial UNESCO încă din anul 1983. Cam acestea au fost și știrile orei 9. Sunt Nadina Zisu, vă aștept și un pic mai târziu cu alte noutăți. Uite, dragul meu, Grig, n-am fost în Peru. Ca am să făcut nu mă calculele, mai foarte important, fiți atenți aici. Tu asta aici făceai în timpul ăsta? Da, 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 un miliard, mă scuzați, m-am emoționat, da. Se întâmplă, da? Deci 1 miliard 700 de milioane de dolari împărțit la 30 de ani împărțit la 12 luni înseamnă decât 4 milioane 722 de mii de dolari pe lună. Pe lună, pe lună. Iau în rate, gata, m-am hotărât. Eu numai când au dacă rate, dă faliment, dacă dă loteria faliment. Nu există faliment, așa ceva. Nu există. Ia asta în calcul, în 30 habar, de ani se întâmplă multe. Tu ai habar ce o să fie peste 10 ani? Tu nu vezi cu ea ăsta și ea, mă, termină. Eu am gândire termină. Business. Eu păi am înțeles, dar așa 4 milioane pe lună... 4 milioane pe deja lună. Nu mai sună, știi? Adică deja ți se pare 4 uite, milioane dolari pe lună. Okay. Ne zice prietenul și producătorul nostru Dan Constantinescu și are dreptate. Și 4 milioane pe lună sunt suficient și 2 luni. E adevărat și asta, da, corect, măi. Corect, da. O săptămână să ți-i dea. Da, 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 ce să ai. Deci stai puțin, 4 milioane pe... 4 milioane de leva. Fii atent că înseamnă... Sau înseamnă de forinți, sau mă mai gândesc cu forinții. 1 million by week. 1 milion pe săptămână. 1 milion pe săptămână. Nu e așa de rău. Hai eu că not vă zic. Too bad. Not too bad. Not too bad. Păi ați văzut. Deci eu gândesc de obicei, lumea zice că sunt zgârcit. Eu nu, eu gândesc business. 1 milion. Ți-a plăcut, nu? Da. Ce business? Acum, serios, mă, dacă ai 1 miliard mai faci business? Pe bune. Da, îi mulțești. Investești în ceva, problema? Da, bineînțeles. Trebuie să-i lase și ei ceva. Vreau să-i lași 5. Știi, lasă 1 miliard. Că, cât, dacă ai 1,6, cheltui 600 de milioane. I-aș cheltui. Așa i-aș cheltui. Ce, Doamne, cum i-aș cheltui. I-aș cheltui. Dar tot aș veni la matinal, să știți că îmi trebuie și o ocupație. Mai adică cheltui, călătorești, dar cât mai vii? Trebuie să mai ai nevoie și de o activitate pentru... Deja călătorești și pe alte planete. Nici măcar nu trebuia să lansez această discuție dacă am mai venit la matinal sau... Mai bine, nu în fiecare zi asta, dar din când în când aș mai trece pe aici. Ai trece ca invitată, știi? Și nu de la 7, ne-a zis dar. Păi nu, da, nu, ai putea dacă ai avea bani ăștia, ne plătești atât de bine. Da, puteți să mă invitați și o să vă povestesc ce am mai făcut, pe unde am exact, mai fost, da, ce am da, mai da, văzut. Da. Cum ai dat 150.000 de mii pe o geantă? Am face așa, am cumpăra locul nostru de muncă și am face matinalul când am avea noi chef. Adică o dată pe lună. Puteți să cumpărăm și altă oră, poți să cumperi ce oră vrei. De la ora 14. E foarte bună asta, să cumpărăm o altă. Faci ce vrei tu cu banii aia. Dar știți cum este vorba cântecului? Banii vin, banii pleacă. De unde am luat asta? M-am inspirat de la o piesă care mi-a plăcut foarte mult de la Spike. O să vină ora asta, este invitat și absolut deloc singur. O să vedeți vine, că aveți o piesă vine nouă cu Alexia, da, foarte, foarte da, interesante. Ne întoarcem în dimineața pe 2. Da. Dimineața pe 2. Impulse. Enjoy the hits. Good radio. Your number one for hit music. All the hits right here. We get started. Avem nicio dimineață fără sport, avem nicio dimineață fără AI și avem nicio dimineață fără urși, fără mai urși, avem, așa? Fără animăluțe, au cam dispărut și nicio dimineață fără Tinder. Da, o să zic că lumea a nebunit Cosmin. Cum mă să spui așa ceva? No. Eu nicio dimineață fără Tinder, pentru că Tinder, dragii mei, fii atent ce faci. Băi, eu nu știu de unde au ăștia ideile astea, mă. Bă, e ceva. Deci mi se pare ireal. La orice mă gândeam, dacă m-ar pune pe mine șef la Tinder, ceea ce nu se va întâmpla niciodată, că nu mă interesează așa, nu-mi venea nicio idee de genul ăsta. Deci fii atent, ăștia deschid un salon pentru cei care își doresc să-și acopere tatuajele pentru fostele relații. Adică ai avut o relație și ai făcut o greșeală. Da, ți-ai făcut și un scris, tatuaj. Da. Uite, de exemplu, Alex Velea are tatuat pe... Aoleu, era să-mi dau telefonul pe jos. Așa. Pe piept, pe smiley. Da? Serios, da. Păi fiindcă au început cumva, de fapt, smiley are și-a pus amprenta pe începuturile și, evident, dezvoltarea ulterioară a carierei lui Alex Velea. Sunt și prieteni și... Dar chiar are și-a fost mult timp s-a vorbit despre tatuajul lui Alex Velea. Da. Am înțeles. Da, cu smiley. Dar aici nu vorbim despre o fostă relație. Însă, îți pui chipul unei foste. Da, sau scrii... Pe undeva. Scrii Maricica plus Jean egal Love. Imaginează-ți chipul unei foste. Și Tinder deschide un salon. Momentan este un proiect.
se va întâmpla într-un mall din Londra. Îmi zgălește ce-i face chipul. Și se numește, fii atent, Ink Twice, de la Think Twice. Think Twice, da. Foarte tare. Și că nu realizează tatuaje de laser, le transformă pe cele existente. Fii atent, ai o poză cu... Cum o să transformi? Eu asta nu înțeleg cum. Înțeleg că poate transformă un nume, că sunt mulți care scriu, de exemplu, în arabă. Păi ziceam, hai să ne imaginăm. Deci ai o postă maricica, să zicem. Maricica, maricica. Whatever, da? Maricica. Și tu ți-ai făcut chipul ei pe... Hai să zicem pe ce? Pe fesier. Nu mă taci, nu, termină-le. Termină-le, nuanță-te. Pe antebraț. Pe antebraț sau pe umăr. Pe chept. Pe piept. Pa chept, cum zic arghelenii. Cum transformă tatuajul fetei alea, chipul ei în ce? Asta nu înțeleg. Eu mă gândesc singura chestie prin care poți să transformi. O face cocker. Nu o face cățeluș. Nu, că e fizionomia, e ovală, e fața de... Eu zic, o transformi într-un personaj istoric, mă gândeam. Da. Și în funcție de ce relație ai avut cu ea, o transformi în Vlad Țepeș. Da. În, mai zi-mi tu... Regina Elisabeta, a Marii Britanii. Da, da. Cum ar fi? Da, cum ar fi? Da, cine e pe umăr? Regina. Regina. Păi de ce? Că pe aia știi că nu o să o ștergi niciodată. Deci ai tu un respect față de ea. Sau o transformi în... mai zi-mi un personaj de ăsta să meargă... Istoric? Isus. Isus, da. Chiar dacă ea a fost orice, numai Isus nu. Da. Înțelegi? A poți să scrii sub ea, Maria Magdalena. Sub chip. Sau știi ce poți să faci? Îi lași chipul de fată și faci mustăți. Mustăți și coarne. Da, așa, să luăm pe Ema și încă doi copii de la școală de la ea să-i coloreze, să-i facă... Am avut perioada când Ema zicea că vrea să mă machieze. Cum îi zice la păpușa aia? Da. Hagi-wagi. Îl faci hagi-wagi. Hagi-wagi, mai ales dacă fata are o față mai ascuțită așa puțin, știi? Hagi-wagi are strungăreață. De... Că da. Hagi-wagi are strungăreață la toți dinții, știi? Da. Deci salonul este menit Ink Twice, asta vă zic, va fi deschis 11-13 octombrie la 60 Ink din Londra. Ia stai să văd dacă pot să mă duc. Auzi că o faci meduză, zice un cetățean. Cum să fac meduză? Pe WhatsApp, evident, ascultătorii noștri sunt mai pe fază decât noi. Meduză. Păi da, ci că e gratis, auzi? Cum o chema, mă? Gorgona Meduza e un personaj de mitologie. Avea șerpi în cap, da. Da, era chip de fată cu șerpi în cap. Bravo, 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 foarte bun. Și dacă se uita la tine, cică în pietrei. Da? Așa zicea, da. Da, uite, îmi zice, da, da, așa este. Bun, deci nu uitați, 11-13 octombrie, dacă aveți drum la 60 Ink în Londra, dacă nu aveți un prieten sigur care face tatuaje, da? Duceți-vă, să vă, că e gratis, mă. Să vă șteargă rușinea de pe corp. Sau, mă rog, amintirea, sau nu știu cum să zic. Bună dimineața! Dimineața pe Tori. Your hit music playlist. Impulse. Do it like that. Non-stop hits. Hit after hit. After hit. Impulse Radio. Playing the biggest hits. Feel good radio. Impulse Radio. Noi facem foarte bine aici în studio și pentru că facem foarte bine, dintr-o dată mi-am adus aminte că trebuie să vorbim despre campania noastră dragă nouă tuturor. Facem școala bine, dragii noștri. Este o campanie Radio Impuls. Ce aveți voi de făcut este să trimiteți până în data de 13 octombrie un e-mail la adresa școala@radioimpuls.ro cu o fotografie și cu o descriere a școlii, iar noi ne vom ocupa să vă dotăm cu panouri fotovoltaice de la parapet.ro. Sunt imagini pe canal de 2 acum, e chiar o școală care a fost dotată cu panouri fotovoltaice. De-a lungul timpului am mai făcut tot felul de lucruri drăguțe, zic eu, bune. Am dotat școlile cu parchet, cu bănci, cu tot felul de lucruri de care copilașii au nevoie. Repet, facem școala bine, este campania noastră. Vom dota o școală cu panouri fotovoltaice de la parapet.ro. Acum... facem bine, luăm o pauză, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Dimineața pe Tori. This is